Această emisiune vă este oferită de Planet Program România. Feminitatea este ca un dans subtil între forță și grația unei flori delicate în bătaia vântului. Este o expresie complexă a sensibilității și a inteligenței, dar și a curajului și a compasiunii. Feminitatea își găsește rădăcinile în autenticitate, dar și în puterea de a-ți asuma cu mândrie acea autenticitate, creând astfel un spațiu al conexiunii umane și al înțelegerii reciproce. Este o poveste colorată de emoție și experiențe, conturând personalitatea unice și contribuind la frumusețea diversității în cadrul comunității noastre globale. Astăzi, la Secretele Vieții, pentru că suntem, să spunem așa, în prag de Ziua Femeii, am decis să vorbim despre feminitate. Alături de mine, ca de fiecare dată, într-o prezență extraordinară de feminină, de feminitate, Ileana Olaru, bine te-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație, Cristina, mă gândeam acum pentru domni, știi, va fi așa, dacă se urmărească pentru unii sau crunt, pentru alții o bucurie. Cred că este un subiect care este nevoie să fie înțeles sau de ambele este perceput, părți. Da, este perceput diferit de fiecare dintre noi și cred că e nevoie să fie înțeles și de partea masculină. Mi-am adus aminte că circula în mediul online la un moment dat un meme-ul cu o carte cam atât de groasă, Cum să înțelegi femeile. Și era goală. Era, nu? De fapt goală, da. Erau pagini goale. Da, bine, feminitatea, hai să zicem așa, aia era cartea Cum să înțelegi femeile și fiecare o are acasă. Feminitatea vine din, știi, pleci de la definiție, este de fapt un set de reguli de comportament și un set de reguli de conduită sau de manifestare, de fapt, a noastră în postura de femeie, că de fapt, știi, de asta zic că cartea mine, aia, exercitându-și viciul înainte și făcându-și unghiile în același timp și bem și cafea în același timp. Acolo am dus lucrurile, acolo da. Am ajuns cu partea asta de... O să ajungem să discutăm și despre aspectul acesta, respectiv de a-ți acorda timp pentru tine însăți, ca femeie, și pentru a-ți construi feminitatea, pentru că cred că nu este o calitate genetică, adică nu ne naștem cu feminitate, se construiește în timp. Dar înainte de toate, pentru că să respectăm, să spunem așa, tradiția, să dăm o definiție feminității și ce vreau să te mai întreb, tot așa referitor la definiție, cum ai văzut că femeile din ziua de azi definesc conceptul de feminitate? Cred că de cele mai multe ori, dacă ar fi să încep cu a doua întrebare, nu reușim să definim. Cred că este un haos de-a dreptul în capul nostru, în capul multora, raportat la presiunile sociale, raportat la mediu, la schimbări. Știi, cumva este foarte dificil să definești feminitatea și înainte să definim sau să ajungem la definiția clasică, eu cred că povestea oricărei femei, o poveste știută sau neștiută, experiențele de viață ale oricărei femei, mai puțin cunoscute sau foarte cunoscute, reprezintă, de fapt, esența feminității fiecăreia dintre protagonistele propriei ei povești de viață. Pentru că prima persoană feminină pe care noi o întâlnim este mama și este, să zic, cel mai puternic model pentru primii ani și contează mult modelul ăsta de viață. De multe ori putem să ne raportăm la foarte bine la model. De multe ori nu putem să ne raportăm la model de viață. Probabil că de aceea se insistă, știi, mult pe redescoperirea feminității și pe partea de comunicare cu copiii ca și mamă, adică în rolul de mama,
pentru că mama nu e mama, da? Însă feminitatea, așa ca și definiție, este setul acela de abilități, de comportamente pe care noi îl dezvoltăm ca și persoană de sex feminin. Și chiar cred că dezvoltăm abilități, adică eu cred că și sunt frumoase, pentru că înseamnă echilibru, înseamnă bunătate, înseamnă eleganță, înseamnă frumusețe, înseamnă răbdare, înseamnă energie. Chiar voiam energie. Să te întreb concret care sunt trăsăturile specifice feminității. Exact. Înseamnă energie, înseamnă echilibrul ăsta interior care noi îl avem, înseamnă empatie, înseamnă bucurie și înseamnă foarte, foarte multe aspecte din asta, eleganță, știi, stil, grație, da? Toate astea înseamnă feminitate, că la unele se manifestă mai puternic, la altele nu, dar toate sunt trăsături, știi, acele caracteristici ale feminității. Voiam să te întreb și cum se manifestă aceste trăsături în comportamentul și expresia personală a unei femei, adică uite, spre exemplu, în momentul în care văd o femeie grațioasă, automat eclipsează atmosfera din incinta unui local sau unei încăperi. O femeie este grațioasă, dar dacă are încredere în ea, este oricum grațioasă, pentru că dincolo de acea grație, există acea relație a ei cu ea. Deci totul pleacă de la stima de sine pe care ea o are. Exact. Care, de fapt, acea relație a ei cu ea o face să emane acea grație, știi? Genul de om care atunci când intri undeva îmbrăcat bine, sau genul de femeie, când vorbim de femeie, intri undeva îmbrăcat bine, se întoarce, lumea se uită, nu contează că ești bărbat, femeie, admiri, dar admiri feminitatea, femeia din care... De fapt, se bazează tot ceea ce transmite, se bazează pe relația ei cu ea, pe partea de încredere în cine este ea și ce manifestă ea în momentul acela. Recent am văzut covorul roșu, pentru că mă uit în fiecare an la premiile Grammy și parcă de la an la an cântărețele sau, mă rog, personalitățile din... domeniul public, să spun așa, nu știu, vedetele, artiști, să spunem așa. Da, bine vedetele. Că nu sunt chiar toți artiști, sunt nu, și din ăștia de showbiz, da, personalități de showbiz. Îmi place să fac o analiză a stilului vestimentar pe care fiecare dintre ei sau ele, pentru că și domnii au început în ultima perioadă să adopte niște elemente vestimentare tot mai abstracte, tot mai de neînțeles, tot mai... Nu ar fi o problemă aspectul acesta, că adoptă mai abstract. Problema este că își pierde din masculinitate, iar ele își pierd din feminitate în ceea ce privește vestimentația. Exact asta spuneam, știi, că este greu să definești feminitatea în contextele actuale, când uneori nu înțelegi ce se întâmplă și cred că lumea pe undeva a luat-o razna, iar ceea ce tu vezi sau da, este raportat la percepția ce pe care o am eu. Percepția pe care o ai tu, dar și ce așteaptă lumea, că știi, uneori nu mai știi cu ce să ieși afară pentru că oamenii eu, da, ca artist, ca și așa, vreau să fiu inedit, unic și atunci mă manifest prin partea asta. Știi? Mă manifest prin chestia aia abstractă. Că dacă te uiți și în show-urile de modă, da? Sunt unele lucruri care sunt de-a dreptul bizare și dacă te uiți acolo, doar că de-aia și se spune că este un show, pentru că vorbim în prezentările de modă, da? Super sofisticate. Foarte multe din acele ținute, acum vino tu la pe bulevard așa îmbrăcat, da? Sau, deci nu cadrează, pe când acele ținute cadrează pentru evenimente de genul ăsta, unde oamenii cumva cred că duc lucrurile până acolo unde simt, într-o extremă în care ei simt. Și asta se vede tot mai mult că se reflectă în comportamentul nostru, modul în care noi suntem pe interior. Tot mai mult, știi? Faptul că suntem
poate războinici cu lucrurile din jur, știi? Încercăm să... Bun că nu le acceptăm și ne-au crescut cumva rezistența interioară, dar pur și simplu vrem să ieșim în evidență cu ceva și uneori cred că nu mai știm cu ce. Și atunci apar lucrurile astea care vor să transmită probabil omului că, băi, eu sunt mai diferit. Nu neapărat în sens negativ. Pur și simplu sunt mai diferit. Punct. Și de cealaltă parte există și situația în cazul în care, să zicem, uite că acum mi-am adus aminte de un alt exemplu, când stăteam într-o altă țară și am stat ani buni acolo, aveam curajul să mă îmbrac, nu neapărat elegant, dar vara eram într-o rochiță și tocuri. Aici nu pot ieși în rochiță și tocuri. De ce? Deci dacă de plec ce? De acasă, pe jos, de până ce? La radio... Cel puțin 5 persoane de sex masculin sau chiar feminin au ceva de obiectat vocal, adică nici măcar la nivel de gândire. Dar asta este nivelul nostru educațional și avem nevoie să-l acceptăm, da? Da, da. Dar de cealaltă parte, persoana care, nu să zic suferă, care ea îi se adresează astfel de vorbe, o determină ca la următoarea ieșire să nu mai adopte un stil de vestimentație precum respectiva. De asta respectiva. Ne-am schimbat feminitatea. De asta dacă te uiți, foarte multe femei poartă pantaloni și sunt și mă refer la mine, da? Port, dacă te uiți în garderoba mea, foarte multe taioare sunt cu pantalon. Adică este costumația standard. De zi cu zi, standard, da? Care nu poate să producă nicio discuție. Știi? Deci, da, ține cumva și de nivelul educațional al țării respective. Pentru că țin minte, apropo de feminitate, prima dată când am ajuns eu în Statele Unite, țin minte, deci a fost o imagine care îmi este pur și simplu așa memorată de creier, pentru că a fost ceva în afara a tot ceea ce eu mi-am putut imagina. Eram în Florida, mă rog, eram în fața unui mall, da? Să intru. Și a ieșit o tipă. Era o doamnă de culoare, probabil că așa undeva la... Știi că la ei nu prea îți dai seama de vârstă, dar undeva aproape de 50 de ani, o tipă înaltă, că ei sunt înalte așa la un 1... Deci mă uitam așa la ea, dar deci probabil avea vreun 1,80, da? Îmbrăcată în roz, deci roz. Bombon. Da, roz, bombon. Mă un pic. Îmbrăcată înseamnă așa, avea un maieu, din ăla cu bretele subțiri, da? Puțin, probabil că dacă se ridica puțin, se vedea buricul, deci până la buric, și o pereche de pantaloni scurți, vorbesc de pantaloni scurți, nu din aia până la genunchi, nu din aia până la, nu, scurți, roz, deci era costumaș și niște șlapi roz, din aia așa pufoși, blănoși, așa? Avea o poșetă din aia gen sacoșă de piață așa pe umăr, roz, cu blăniță și cu, nu mai țin, avea ceva muțunachi. Tot ok. Niște cercei așa mari, da? Singura chestie era că doamna probabil avea vreo 130 de kilograme. Deci, eu stăteam ca... Da? Apropo de educație. Perplexă. Deci eu nu puteam să mă revin. Știi că m-a apucat George de mână și... Deci eram ca și cum, da? Și mi-am... Îți dai seama că în magazin m-am gândit, Doamne, dacă sunt de redusă. Da? Și am zis, asta nu are oglindă în casă. Deci asta am spus. Asta nu are oglindă în casă, zice George. Pentru ce îi trebuie? Păi, eu n-aș putea să ies așa pe stradă, dar nu te-a pus nimeni. Ea poate. Și asta înseamnă că se cunoaște, are încredere în ea. Who cares? Și asta ce... Bine, că pe urmă am început să mă obișnuiesc. Adică, clar, aia este și multe alte țări, este patria lui, mă simt bine, eu sunt eu. Așa. Asta înseamnă relația ta cu tine.
relația ta cu corpul tău. Bine că mergea foarte grațios, era foarte fain așa când te uitai, da? Nu se potrivea cu nimic din educația mea în care am fost învățat că ai nevoie să fii, nu, și purtam uniformă și purtam ciorap lungi și n-avea, da, deci eu așa am crescut, da? Și aveai cămașa închisă până sus, da? Toată educația noastră de fete nu se potrivea cu nimic de acolo. Dar, de fapt, nu era vorba de modul de îmbrăcat sau de dezbrăcat, sau, ci pur și simplu era modul în care ea se vedea feminină. Da? Ea așa se vedea, avea foarte mare încredere în ea. Pe urmă m-am obișnuit că nu era singura și nu va fi singura pe care o să o vezi acolo dacă mergi acolo. Vezi asta, ei merg în pijama cu copiii la școală. Deci, țin minte când mi-a zis prima dată o amică de-a noastră, dimineața era în pijama. Și mă duc să-i duc la școală. Eu și în papuși de casă. Zic, dar vezi că ești în pijama. Știu. Dar mă duc până la școală. Ok. Așa. Da. Părul zburit, pac, și l-a prins da, într-o agrafă, s-a îmbrăcat, s-a urcat în mașină, s-a copiii la școală. Și eu stai și mă, ai dă măsa. Păi da, la noi dacă mergi la școală, păi dacă te uiți la mamele alea, zici că acum ori ieși din cufărul cu noutăți. Adică toată lumea e bec. De ce? Crezi că nu le-ar place și la astea să vină în pijama? Aba da? Dar ce zice lumea? Da, noi ceilalți? Și atunci, normal că îți pierzi feminitatea, parcă nu ești aceeași femeie și când ești în pijama și când ești în, nu știu ce, fustă sau... Ba da, ești aceea, dar nouă, datorită nivelului de educare, de a vedea lucrurile, hainele astea ne acoperă, avem impresia că ne acoperă ceea ce ne lipsește, cred că, din feminitate. Bine, eu cred că o linie de mijloc trebuie să existe, ca să nu cădem în exagerat, exact în aspectul acela de a ieși în evidență, tocmai prin prisma superficialității de a ieși în evidență. Nu pentru faptul că pe tine te face să te simți mai bine, ci efectiv pentru faptul că tu simți nevoia să te afirmi. Mă, să știi că nu facem, eu nu cred că oamenii ăștia, femeile astea, noi facem asta pentru că vrem să ne afirmăm. Nu, nu. Noi pur și simplu așa am învățat și așa suntem confortabile și așa ne simțim respectate și că respectăm pe alții. Este un mod de a vedea lucrurile, știi? Deci un mod de a vedea lucrurile. Nu cred că e o chestie de, zic eu, da? De un fel de, băi, fac asta ca să nu mă las la altcineva. Ci e o chestie că așa am învățat-o și țin minte înainte de Paști de Crăciun ne cumpărau haine noi și pantofi noi. Deci eu mi-aduc aminte că erau două momente în an când eu primeam pantofi noi. Și atunci mi-am dat seama că bucuria aia care eu am simțit-o atunci, că pot să primesc o pereche de pantofi și dacă erau de piele era extraordinar, bucuria aia făcea parte din feminitate. Mă simțeam elegantă cu pantofii ăia. Acum nu ne mai bucurăm de asta. Că avem papuci de nu mai putem. Și tot cizme și tot. Avem de toate. Nu ai văzut nicio femeie care zică, vai de mine, ce m-am bucurat că mi-am luat o pereche de pantofi. Când ai auzit tu pe cineva așa? Nu. Adică e o chestie de normal. Mi-am luat o pereche de papuci. Exact așa zicem. Cât o costa? 5 milioane. M-am luat o pereche de păpuci, știi? M-am luat 5 perechi de păpuci că am găsit niște chestii faine. De, nu ne, știi? Feminitatea înseamnă și partea asta de a te bucura de ceva ce îți dă o eleganță, o notă din asta de șarm.
știi? Să te bucuri. Bucuria aia, de fapt, este relația cu corpul tău când ai pus pantoful ăla sau rochea aia, știi? Să zici, îmi place de mine. Și să poți să mergi așa până la ușă și înapoi și, știi? Îmi place de mine. Dar nu neapărat are nevoie să fie o roche nu știu cât de scumpă sau un pantof nu știu cât de... Ci are nevoie să... Ai nevoie tu să te simți bine în corpul tău ca să poți să faci ca rochea aia să stea bine pe tine. Și nu mă refer la corp, nu mă refer la greutate, la dimensiuni, fizic, da. La fizic. Mă refer la relația ta cu corpul tău. Pentru că am abordat acest subiect, în concluzie aș vrea să te întreb dacă societatea într-adevăr pune anumite standarde sau așteptări asupra feminității. Despre care ai vrea să vorbim? Despre leadership-ul feminin versus masculin, despre așteptările, despre roluri, despre... De sunt presiuni din toate părțile. Nenumărate și chiar nu le mai conștientizăm. Știi? Chiar nu le mai conștientizăm. Păi, în primul rând, prima presiune care... A și dat naștere misoginismului? Da. Prima... Bine, stai, liniștită, că și noi avem misandria. Deci... Bine, avem, toți avem. Da. Prima presiune a fost întotdeauna că femeile astea care au... Deci, în primul rând, la începuturi, da, a fost diferența asta și acum există discuția despre diferențele de gândire și de viziune ale unei femei raportat cu un bărbat, care e normal să fie, dar ne și ajută. De ce? Dacă e să luăm leadership-ul, da, unde intervine puterea de decizie și de responsabilitate, leadership-ul masculin este foarte bazat pe decizii și foarte orientat spre obiective, spre realizări, spre performanță. Leadership-ul feminin, în schimb, este bazat pe relații, pe construirea de relații, pe empatie, pe găsirea locurilor potrivite în echipe, lucru care în final duce la performanțe, dar duce și la o dezvoltare, satisfacție puțin mai mare a oamenilor, pentru că își cumva sunt înțeleși altfel. Atinge partea emoțională. Exact. De cele mai multe ori se spune că femeia nu are o putere cognitivă la fel de mare ca și bărbatul. Studiile au fost împărțite, discuțiile au fost împărțite. Dar realitatea este că nu despre asta este vorba, ci este vorba despre stil. Putere cognitivă au demonstrat că au, pentru că dacă te uiți, societatea scoate tot mai multe femei în poziții cheie. Și acum o să zic și de ce. Da, o să zic și de ce. Pentru că fiind orientate pe relații și pe partea de construcție de relații, ele pur și simplu se pot concentra pe mai multe taskuri, au un control emoțional mult mai bun, în sensul că nu reacționează. Bărbații sunt de genul reacție, da? Se întâmplă ceva și în trafic, te prind, te omor. La femeie n-auzi chestia asta, da? Da? Deci nu are partea asta de reacție, lucru care îi permite să analizeze, da, aspectele. Și atunci aceste caracteristici sau abilități, pentru că sunt câteva. Prima este partea de inteligență emoțională, care este mult mai crescută. Da? Partea de empatie, de relaționare, de înțelegere și de cunoaștere de emoții. Astea toate fac parte din partea de inteligență emoțională. Ele au mult mai crescută. Al doilea lucru pe care femeia îl are este această flexibilitate mentală, da? Iar a treia este curajul de a face și când nu știu. În general, la domnule au nevoie de niște informații de bază. Da, pentru că sunt mai pragmatici și mai analitici. Ce drăguț ești!
Eu să fiu acum foarte pragmatică și o să zic că au nevoie de informații de bază pentru că lor nu le place să eșueze. Da? Rezistența la eșec e jos. Și atunci el are nevoie să aibă un teren sub control. Că, apropo de educație, da, dacă nu reușește... Ce o să spună lumea? Da? Suntem la faza asta. Pe când femeia nu se teme de curaj și nu se teme să spună, bă, nu știu asta, dar pot să studiez și să învăț. Ai să auzi puțini bărbați performanți care o zică, nu știu asta, însă stai că mă duc să studiez. Am auzit chiar și exemplu, nu știu, dar nu-i problemă, învăț pe parcurs. Hai să dăm bătaie. Da, 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 știi, în general, da, de asta zic, frica asta de eșec, știi, la ei este mult mai... Vorbim de funcționalitatea creierului, nu vorbim de un bărbat anume, vorbim de modul de funcționare, da? Ok. Vorbim de impactul societății, da? Societatea ne-a pus în situația în care noi să dezvoltăm niște abilități noi. Noi le-am dezvoltat pe astea și le-am dezvoltat foarte repede. De ce? Pentru că o femeie are mai multe roluri, da? Îi mamă, îi soție, îi iubită, îi copil, îi prietenă, îi mătușă, da? O grămadă, bărbații la fel. Noi facem între aceste roluri, facem o diferență, da? Facem o diferență, ne adaptăm mai repede când schimbăm rolurile. Cu cât dezvoltarea personală este mai mare, cu atât poți să te integrezi în rolul în care ești atunci mult mai ușor. Și atunci, bărbații iubesc femeile puternice și bărbaților le plac femeile performante și femeile care produc rezultate. Dar le este teamă de ele. Nu în sensul în care se spune, în sensul că ele au nevoie de timp pentru ele și ele își iau timp pentru ele. Își iau timp ca să citească, își iau timp să-și educe mintea, își iau timp să-și relaxeze mintea. Da? Deci au nevoie de timpul ăsta și ele și-l iau. Asta deja uneori nu mai este în plăcerea domnilor. Da? Adică apare chestia asta, cum adică tu ai nevoie de timp ca să te calibrezi? Da. Ai nevoie de timp ca să te calibrezi când ești o femeie care, datorită societății, ți-ai asumat mai multe task-uri, faci mult mai multe lucruri și cumva te-ai dus într-o energie deja masculină. Ai nevoie de timp să te calibrezi ca să poți să folosești feminitatea și este nevoie de asta. Pe partea cealaltă, ce se întâmplă este că foarte multe femei, datorită acestei situații, refuză să pară slabe și au impresia că dacă ea este doar mamă și se ocupă doar de copii sau de casă, da, și de copii sau este, nu știu, o doamnă care pur și simplu are un simplu un job obișnuit, are impresia că pare slabă, ceea ce este complet eronat. Și asta este datorită presiunii astea sociale, da, în care omul încearcă să fie, femeia, dacă vorbim de femeie, femeia încearcă să acopere din nevoie, din necesitatea de a performa foarte multe domenii, însă nu toate femeile au acest rol în viață, această menire. Sunt femei care sunt, cum să zic eu, prin natura lor, mame mai bune, le place să se ocupe de copii, au mulți copii, le vezi, da, că se ocupă cu bucurie pentru ele, aia este omenire, aia este performanța, da? Există femei care au niște joburi în care lucrează doar ele, da, deci nu lucrează în echipă, au meserii din astea singulare și le vezi că pur și simplu înfloresc, pentru că le place. Aia este. Nu înseamnă că dacă ea nu face 7.000 de lucruri sau nu știe să facă 7.000 de lucruri, da? Nu este performantă. E slabă. Nu că nu e performantă, e slabă. Pentru că societatea a transformat această femeie puternică cumva ca și într-un must, știi? Că ai nevoie să înveți să faci aia și aia și aia. Nu, n-ai nevoie. Ai nevoie să faci ce te face pe tine să
simți că ai valoare și că duci valoare în societate, dar fără să te delași, adică fără să te, să-ți minimizezi rolul de mamă, bunică, mătușă și așa mai departe, rolurile astea personale, fără să le minimizezi, să-ți faci viața profesională, știi? Să construiești un echilibru. Și atunci feminitatea, asta este ceea ce a făcut presiunea asta socială și ce face presiunea socială, pune foarte mare accent pe performanță și în cadrul femeilor. Și atunci toate rolurile astea pe care o femeie performantă are nevoie să le facă în viață, duc la epuizare. Și dacă femeia respectivă nu înțelege că are nevoie de timp pentru ea, că are nevoie să stea într-un mediu de încurajare, că are nevoie să citească, are nevoie să asculte, deci are nevoie să crească în mod constant, de fapt, partea de stimă de sine. Pentru că rezultatele ei îi cresc încrederea în sine, pentru că rezultatele astea fac, îți dau încredere, dar pe partea cealaltă, stima de sine este capacitatea ta de a te iubi și de a te lăsa iubită de ceilalți. Și să te pui în forma aia de feminin senzual după, nu știu, o grămadă de ore în care ai fost the chief sau, știi, omul care a coordonat lucrurile, este o abilitate. Însă foarte, foarte multe femei reușesc deja să facă asta așa. E o tranziție sau e o trecere foarte scurtă, da? Merg acasă, m-am schimbat și îmi pun partea aia de, nu știu, feminitate, de mă bucur de orice. De ce? Pentru că femeia este creată să primească. Că tot vorbim, nu, de martie, de asta e luna în care învățăm să primim. Și dacă te uiți, știi, toți bărbații noi săraci se întreabă ce să le mai cumpăr? Știi? În momentul în care ai întrebat asta, de fapt, crede-mă că nu o cunoști. Ok? Este dur ce zic, dar e foarte adevărat. Exact ca și poziția în care o femeie își pune întrebarea ce nu e în regulă cu mine sau care e provocarea mea de nu reușesc să am o relație. Provocarea ta, da. Provocarea ta cu tine. Asta e provocarea. Știi, am auzit unde sunt bărbații aserioși. Este peste tot. Peste tot. Depinde ce medii frecventezi și depinde care e relația ta cu tine, cu propria ta feminitate. Și poftim? Da. Da? Știi, când ai întrebările astea, de fapt, și le au foarte multe femei, da? Deja provocarea e relația. Aici provocarea e relația noastră de feminitate. Cine e femeia, știi, din mine în orice moment sau ce vrea femeia din mine în orice moment? Și atunci, normal că dacă tu îți pui întrebarea asta, te străduiești, dar nu reușești să te cunoști sau să ai o relație foarte bună cu tine. Și nici nu transmiți și omul ăla nu știe ce ai vrea. Pentru că tu nu ai o coerență cu ceea ce tu, de fapt, îi transmiți lui. Și da, știu, domnilor, să fie o lună grea și complicată, dar nu vă complicați. E adevărat că feminitatea înseamnă intuiție. Multă. Și de asta poate nouă ne este mai ușor. Că nu degeaba se zice că avem cel de-al șaselea simț. Da. Cred că e, de fapt, atenție sporită la detalii la noi. Nu neapărat ca un instinct, adică ca o intuiție efectivă, ci o atenție sporită la detalii. Ascultare activă se numește. Adică când cineva zice ceva sau face ceva, să poți, exact ce zici tu, să vezi toate detaliile, de la mimică, de la mimica feței, la gesturi, la ce se uită. Ca un adevărat psiholog. Da.
Și îți dai seama că bărbații noștri, la cât vorbim noi, au. Deci, cred că cărțile lui Ellen Peace, cred că sunt geniale pe acest subiect. Deci vorbesc foarte serios. Sunt geniale că zic, de ce femeile se uită în oglindă și bărbații se merg la meci, la televizor, se uită la televizor, știi? Dar am avut șansa să-l cunosc, să stau de vorbă cu el și în afara țării și aici. Și un om atât de simplu și de, cum să zic, relaxat, când zice, gândește simplu, că noi avem câteva sertare și de fiecare dată când deschidem unul, avem grijă să-l închidem înainte să-l deschidem pe al doilea, că deja dacă deschidem două, e grav. Pe când la voi, tot dulapul ăla e cu toate sertarele deschise și ați și răvășit în ele. Și cam asta e în mine. Și așa este, știi? Imaginează-ți că mintea lor, știi, are așa niște sertărașe care toate sunt la locul lor. Și este un secret aici. De foarte multe ori, o femeie întreabă, la ce te gândești? Și el zice, la nimic, mă lași. E acum, vreau să vă zic ceva. Ei chiar se pot gândi la nimic. Ei au un sertar în care merg, e ca și o peșteră, în care ei pot să stea fără să gândească la nimic. Pentru noi e greu și măcar să acceptăm conceptul ăsta. Cum adică să gândești la nimic? Și dacă gândești la nimic, la totuși, la ce gândești? De asta au înființat lecțiile de yoga. Să învățăm să nu ne gândim la ceva. Ceea ce e foarte greu. Să-ți golești mintea e extraordinar de greu. De aceea ne este greu să practicăm relaxarea activă sau meditația, pentru că pur și simplu trebuie să-ți golești mintea, da? Și gândiți-vă că ei au sertarul ăsta, au locul ăsta, e ca și cum ar intra într-o peșteră și ei nu gândesc nimic, da? Și au nevoie de timpul ăsta și timpul ăsta, de fapt, ei se resetează. Își reamintesc în fiecare sertar ce au pus, că s-ar putea să le aibă nevoie peste o oră când iei tu la întrebări, da? Sau două. Pe când o femeie, dacă ai o discuție și așa, stai că mi-amintesc. Și în casă, da? În toate deranjele, el știe unde, ea știe exact unde este. Dacă tu îl trimiți pe el, care n-a pus la loc o anumită chestie și îi spui, cobor te rog, mai ales dacă e flegmatic, cobor te rog frumos până jos în boxă și mi-aduci pe raftul 2 este borcanul pe care scrie aia. Sigur vine, azi două opțiuni, ori cu trei borcane, că nu știu exact care, că erau foarte asemănătoare, ori aduce o sticlă care nu are nicio legătură. Da? Pentru că nici măcar n-a fost atent la detalii. Da? Pentru că el nu a putut memora toate detaliile care le-ai zis tu, pentru că el n-a pus chestia aia acolo. Înțelegi? Exact, țin minte că am trimis eu un meșter și am zis, adu-mi scara din garaj. Tot dus-o, după 10 minute a venit. Nu este nicio scară. Stăteam și mă gândeam, băi, cum să nu fie, zic-ți două. Una mai mică și una mai mare. Nu este. Merg cu el, da. Mă uit. Erau puse una peste alta. Zic, uite-le. Tata, erau două împreună. Așa. Zic, și nu puteai să iei una din ele? Dar zic să vă aduc doar una. trebuie să mă îmbunătățesc comunicarea. Glumim, dar da, știi, ne-am pierdut înțeles. Feminitatea pentru că uneori decât să spunem ce ne-ar place sau să arătăm sau să ne așa, ce ai zis tu cu rochia, știi? Există o problemă. Faptul că în astfel de momente, multe dintre noi nici nu comunicăm informația. Nu. Deci refuzăm să mai spunem. Avem așteptări ca el să ghicească. Da. Da. Ei nu ghicesc. Deci ei nu sunt sau la... Sau să tragă ei concluziile sau să... Trag ei niște concluzii de... Da, da. Deci, și tot ei devină săraci. Da. Că merg, am o amică super simpatică și îmi zice, vorbeam de flori și îmi zice, Doamne, zice,
Noroc că o cunosc pe doamna din piață și îi zic, păi dacă îl vezi pe bărbat meu, nu-l lăsa să cumpere un buchet din ăla uriaș învelit în celofan. Dă-i ceva mic și drăguț. Zice, nu știu cum cumpără George flori, dar zice, eu când primesc un buchet, dacă nu-i mare și așa, al meu simte că nu mi-a făcut cadou flori. Și am zis, dar nu are nevoie să fie mare. Dar i-am zis, dar el așa simte. Zice, băi, mi-au adus niște crini care mi-au tuflit în vază. Zice, mirosea în toată casa, mi-e încurgeau ochii. Și, da, sunt și periculoși. Am încercat să-i spun că să-i scoatem pe terasă. Și el mi-a zis, nu-ți place buchetul? Dar n-are nicio legătură buchetul cu scosul pe terasă. Nu vezi că trănutăm? Și de asta de multe ori noi nu înțelegem și nu comunicăm, știi? Cumva se zice, bă, uite ce fain, uite, ăsta sunt niște flori extraordinare care stau foarte bine pe terasă, că stau mai mult. Deci poți să găsești un mod. Dar cred că, de fapt, alta este provocarea. Știi care e provocarea? Când primim, noi nu mai știm să primim. Deci, un urmă și la mine, nu mai știm să primim. Totul s-a zis, da, bine, Martie. Și ei simt că noi nu mai știm să primim, că nu ne mai bucurăm. A fost eu unui amic de-a nostru de curând, deci stăteam și ziceam, ok, ce să-i luăm cadou? 90% din oameni cred că la asta se gândesc. Ce să iei? Deci cadou înseamnă ceva care, din punctul meu de vedere, un cadou înseamnă o amintire plăcută care utilă, s-o ai, dacă se poate, de la cineva, sau utilă, dacă, da? Deci ține, da, asta înseamnă un cadou. Mi-aduc, da, aminte, în 2013 m-a întrebat echipa ce vreau de ziua mea și le-am spus o pereche de Adidas alb cu dungi roșii. Simplu. Da. Deci mi-a plăcut enorm că au venit și m-au întrebat ce vrei de ziua ta. Da, numai că uneori, mai ales acum, dacă e să vorbim de martie, domnii vor și să ne facă surprize. Și de asta încurajez cumva sforțarea voastră, doamnelor. Să învățați să vă bucurați, că de fapt asta are legătură cu feminitatea, cu partea aia de bucurie, știi? În momentul în care ești feminină, te relaxezi. Mi-am mai adus aminte că nu am cunoscut cu băiatul cu care mă văd în ultima perioadă. Omul n-a știut că eu sunt alergică la anumite lucruri și am primit o ciocolată cu mentă și cu fistic deasupra. Eu sunt alergică și la cacao, și la mentă, și la fistic. Și l-am luat deoparte și am spus, omule, stai puțin să ne înțelegem. Bun, și de atunci, de fiecare dată primesc ciocolată albă. Fără nimic, fără alune, fără, doar ciocolată albă. Totul este despre comunicare. Exact. Și poate că omul chiar nu știa. Nu știa. El a luat... Era bine intenționat. Exact, el a luat ce a crezut că e mai deosebit. Exact. Adică da, și fistic. Deci sunt convinsă că a fost ceva super ok, da? Și dacă primești o chestie din asta, cu siguranță ai mai primit și cu siguranță toți primim, dacă nu permite momentul, situația, zici, băi, mulțumesc și la revedere. Dar chestia asta de a te bucura cu adevărat, asta ține de feminitate, știi? Acel minut în care să zici, știi, să simți așa, prin toți porii. Și eu cred că asta își doresc oamenii ăștia ai noștri, bărbații ăștia ai noștri. De toate felurile, că-i tata, că-i copil, că nu contează, știi? Când îți dă ceva să... Te vadă că să simtă, exterior, nu să te vadă. Radiezi de fericire. Să simtă. Ei simt, pentru că e o chestie de energie, o chestie din asta de a transmite prin pori. Bun, acum, în concluzie, totuși percepția asupra feminității și a rolului femeilor în societate, care este în viitor? Evoluează sau involuează? Păi, va ține foarte mult de cum o să implementăm noi lucrurile. Noi vorbim, noi ca femei, noi ca bărbați. Nu știu dacă va semna o evoluție sau o involuție, cu siguranță mergem înainte și vom merge spre schimbare. Se merge pe egalitate asta, apropo de egalitate de șanse,
Da? Adică avem aceleași premize și avem aceleași criterii, ca să zic eu, de bonitate, de realizări pentru performanță, ceea ce într-un anumit fel este bine, adică pleci de pe același picior de egalitate, că asta înseamnă egalitatea de șanse, doar că fiecare dintre noi, bărbați și femei, plecăm cu alte aturi cumva, dar plecăm, avem aceeași linie de start. Nu cred că se va schimba asta în viitorul apropiat, deși se spune că vom intra în era, epoca și nu mai știu ce, a feminității. Da, eu cred că femeile au făcut lucruri majore și au adus aportul, însă cred că și partea asta de rol a fost pe o energie din asta super puternică făcută, bazată pe feminitate, bazată pe bunătate și bazată pe partea asta de empatie și relaționare. Și cred că viitorul va fi bazat pe partea de relaționare mult mai mult decât până acum. Chiar dacă, când vorbesc de relaționare, vorbesc de parte de încredere. Chiar dacă poate acum nu se vede sau vorbim foarte mult de virtual și de lumea robotică și de chat GTP și de tot felul de chestii din astea, super science fiction, da, pentru foarte mulți dintre oameni, este o realitate, mă uitam acum că și Google și Microsoft au scos ceva nou deja, ceea ce este ok, ne ajută să evoluăm profesional, însă feminitatea și rolul femeii, rolul bărbatului într-o societate înseamnă relaționare și înseamnă baze pe care se construiesc lucrurile. Ileana, mai avem un minut jumate și mai am două întrebări a căror răspunsuri okay. O să te rog să fie cât mai scurte. Unul la mână, dacă există femei sau figuri feminine pe care le admir pentru modul în care își exprimă feminitatea? O genială întrebare. Coco Chanel pentru îndrăzneală. Regina Elisabeta I a Marii Britanie, ea a fost cea care a dus insula aia și a făcut-o o națiune prosperă, Regina Maria a României, și hai să vedem, Nadia Comăneci, sunt o cărmadă, da? Da, pentru mine Cătălina astea Ponor. Cătălina Ponor, da, deci sunt o grămadă de personalități și, repet, fiecare femeie are povestea ei de feminitate și are istoria ei și importanța ei în viața ei. Și pentru că suntem în prag de Ziua Femeii, dacă ai un mesaj pe care să-l transmiți femeilor? Fiți mai bune! Doamnelor! Deci, serios, deci, nu știu, mi-a venit asta acum, da? Mi-am adus aminte de un citat care spunea că uneori femeia, să nu vezi ca și pe o femeie, ci să o vezi ca și pe o lumină care se apleacă asupra unei flori. E o poetă americană care zice asta, dar mi s-a părut fantastic. Și eu cred că este important ca femei să străluciți în viața soților noastre, a băieților noastre, a iubiților dumneavoastră, a prietenilor noastre, să străluciți ca femei și ca femei. Sau ca femei în speță și pe urmă ca profesioniști. Știu că în lumea asta e mult complicat să zic asta, dar eu cred că e important să fiți ca o lumină în viața oamenilor, bărbați din viața dumneavoastră. Ileana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. A fost un subiect interesant și cu siguranță acest subiect se poate dezbate și se poate aborda chiar o dată pe lună. Putem să vorbim și despre masculinitate, pentru că cam aceleași întrebări le-aș avea și de cealaltă parte, tocmai prin prisma faptului că suntem într-o continuă schimbare și anumite lucruri care
care ne apar în fața ochilor, este greu să le înțelegem. Dar pentru astăzi acesta a fost subiectul, feminitate. Și vreau să închei, bineînțeles, cu un alt citat, și anume: înalță-ți feminitatea ca un standard de putere și grație, fie ca frumusețea ta interioară să lumineze lumea din jur și să inspire echilibru și compasiune. La mulți ani, doamnelor! Eu am fost Cristina Gheorghe, până data viitoare vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Această emisiune v-a fost oferită de Planet Program România.